Da, eu știu, eu vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru dedicație și pentru abnegație. În condițiile astea sunt foarte mari provocări pentru fiecare dintre noi. Spre mare regret, nici noi, dar nici altcineva în lume n-a planificat că o să poate întâmpla așa cu situația asta pandemică, spre mare regret, și soluțiile tot nu vin să fie foarte sigure. Învățăm din mers, așa cum învață și alții, ne uităm ce fac alții, facem și noi. Undeva ne reușește, undeva mai puțin. Eu vreau să vă mulțumesc cu îndeosebi în ceea ce ține de activitatea de zi cu zi. Mulți nu văd această activitate dintr-o parte, dar noi cunoaștem cât efort depuneți dumneavoastră, toți cei peste 1000 de lucrători în domeniu, și vreau să vă mulțumesc o dată în plus pentru ceea ce faceți, pentru asistența la domiciliu, pentru ceea ce faceți în sectoare. Este o muncă enormă care trebuie apreciată respectiv. În acest sens, cu ocazia zilei profesionale, noi am discutat cu colegii și am venit cu propuneri să venim cu mică atenție și diplome în acest sens. Avem și diplomele care au fost oferite la nivel central, la președinție, la guvern, la direcție, 100, și iată că astăzi avem 15 pentru direcții, 20 pentru alte direcții. Nu știu de ce ați făcut așa o paritate, dar eu cred că trebuia 20-20 să fie, sau 15-15. În fine, eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea de zi cu zi și să vă încurajez să fim cât se poate aproape de oameni. Avem în continuare foarte mulți oameni nevoiași, dumneavoastră știți foarte bine acest lucru, nimeni mai bine ca dumneavoastră acest subiect nu-l cunoaște, și vreau să vă mulțumesc pentru toată activitatea, și încă o dată trebuie să facem tot posibil ca să fim cât se poate aproape de oameni, să-i ajutăm, este datoria noastră. Se dă citire diploma de onoare conferită doamnei Ludmila Scutaru, șef al secției prestații sociale, Direcția Asistență Socială, sectorul Ciocana, Direcția Generală Asistență Socială și Sănătate, Primăria Municipiului Chișinău, pentru activitate prodigisoasă, profesionalism înalt, merite deosebite în acordarea asistenței sociale, precum și cu prilejul Zilei Lucrătorului din sfera protecției sociale a populației. Semnează prim-ministru Ion Chicu. Diploma guvern. Diploma de onoare doamnei Vera Panomar. Mulțumesc mult! Primăria Municipiului Chișinău, diplomă de onoare. Se decernează domnului Alexandru Ursachi, asistent social în cadrul Direcției Asistență Socială, sectorul Botanica, a Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate, pentru activitate prodigioasă în domeniul asistenței sociale, cu prilejul sărbătorii profesionale, Ziua Lucrătorului din sfera protecției sociale a populației. Mulțumesc mult! Se decernează cu diplomă de onoare doamna Raisa Zaporojan. Mulțumesc frumos! Se decernează cu diplomă de onoare doamna Zinaida Țăgârlaș. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Sofia Zubic. Mulțumesc frumos! Se decernează cu diplomă de onoare doamna Elena Ghițivu. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Livia Ciobanu. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Maria Panfil. Nu este, o luați pentru doamnă, da? Mulțumesc frumos! Se decernează cu diplomă de onoare doamna Ludmila Macar. Mulțumesc. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Veronica Șaptefraț. Mulțumesc. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Elena Ursu.
Sede. Este. Mulțumesc frumos. Se decernează cu diplomă de onoare domnul Mihail Petroșișin. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Ala Volentic. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Svetlana Mândru. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Vera Miron. Mulțumesc. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Aliona Drăgănel. Mulțumesc. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Tatiana Sanduleac. Mulțumesc. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Eugenia Vivotonenko. Mulțumesc. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Valeria Țarigorodețeva. Mulțumesc. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Lidia Panfili. Mulțumesc. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Parascovia Decusar. Mulțumesc, mulțumesc. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Maria Jechiu. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Tamara Blanar. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Victoria Pelinița. Mulțumesc. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Natalia Leonti. Mulțumesc. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Aurelia Petcu. Mulțumesc. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Ludmila Donică. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Cristina Vlad. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Ioana Cușnir. Mulțumesc. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Ludmila Balagura. Mulțumesc foarte mult. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Mariana Frunză. Mulțumesc. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Marcela Țaran. Dumnezeu, mulțumesc. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Natalia Cucerescu. Mulțumesc. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Angela Corobcă. Mulțumesc. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Lucia Ulmanu. Mulțumesc frumos. Se decernează cu diplomă de onoare doamna Zinaida Silvestru. Eu vă mulțumesc mult încă o dată și vă doresc multă, multă sănătate în primul rând în această perioadă deloc ușoară și, așa cum spuneam, să avem grijă de cei care sunt în tutela, dacă e să zicem, la propriu a noastră, să ajutăm oamenii care au nevoie și, spre mare regret, astăzi mulți oameni au nevoie de ajutorul nostru. Vă mulțumim foarte mult! Multă sănătate vouă și familiilor dumneavoastră. Mersi. Succes dumneavoastră, să zic frumos.